Bună ziua, dragilor! Sunt Ana Maria Ivan și astăzi, în cadrul programului Șotron, am ales să citesc un nou capitol din Recreația Mare de Mircea Sântimbrean. Cheița. De 3 zile, Costel e foarte supărat. Cătrănit. Și-a pierdut cheița de la patinele noi. Nu știați care patine noi? Mă mir. Le-a văzut tot cartierul. Ușoare, nichelate și tocmai cât trebuie de tăioase. Ce mai o mândrețe de patine. Păcat că nu l-ați văzut zburând ca o nălucă pe luciul patinoarului, tăind cu o îndemânare opți șerpuitori sau legănându-se în ritmul muzicii din megafon, când pe un picior, când pe altul. Pe urmă a pierdut cheia. Când? Unde? Habar n-are. O caută de 3 zile. Și unde n-a căutat-o? La patinoar nu mai vorbesc, dar acasă? Parcă a rămas într-un colțișor nescotocit. A căutat-o mai întâi, bineînțeles, în buzunare. În toate buzunarele, apoi în sertare, apoi în pat, pentru că și-a amintit că venind de la patinaj, s-a trântinit să se odihnească. A scormonit în saltea, a scuturat plapuma, cearșafurile, nimic. Pe urmă s-a vârât sub pat cu vătraiul și cu o lanternă, apoi a luat pe rând dulapurile, apoi din nou buzunarele. Măi, voi n-aveți de învățat, de scris? Îl întreabă bunica amețită de atâta zarvă. Ce tot bodogănești? Pune mâna pe toc, pe creion? Costel se așeză la măsură.